Este o activitate desfășurată în parteneriat, o activitate extrașcolară desfășurată în parteneriat cu dumneavoastră, deci grădinița cu familia. Tema este toamnă-toamnă harnică și activitatea de astăzi este alcătuită din două momente. O activitate scurtă de 10-15 minute în care dumneavoastră să realizați împreună cu copilul un tablou de toamnă. Vă distribuiți sarcinile dumneavoastră, ce face părintele și ce anume desenează copilul, ce anume desenează părintele, ce anume desenează copilul. Iar în partea a doua ne-am gândit ca să ne bucurăm puțin așa de frumusețea toamnei și am programat un scurt program artistic cu poezioare, cântecele și un dans. Acestea fiind spuse, o să primiți foile. Până primiți foile de lucru, vă gândiți ce anume să realizați un tablou de toamnă împreună cu copilul, pe care să-l luați acasă, să-l puneți într-o ramă, să-l țineți ca amintire de la grădiniță. Vă doresc bun la lucru și inspirație! Suntem astăzi împreună în grădiniță, da? Pentru că știu cât de mult vă dorea să veniți în grădiniță, sala de clasă. Așa cum știți, regulamentul interzice accesul părinților în grădiniță, sala de grupă, dar în anumite condiții, printre care se încadrează și acțiunea de astăzi, adică desfășurarea unor activități în parteneriat, părinții au acces în grădiniță. Eu sper că dumneavoastră vă bucurați să vedeți mediul educațional, locul în care copiii dumneavoastră învață, locul în care copiii noastre dorm, locul în care se bucură de toată atenția, îngrijirea, dar și dragostea noastră. Eu vă asigur de lucrul acesta. Vă urez bine ați venit, vă salut pe toți, îi iubesc foarte mult pe copilași, avem așa o relație specială. Și vă urez succes atât copiilor cât și părinților. Gata, mânuțele pe lângă cor și cântăm, da? Toamnă, toamnă, doi și... Toamnă, toamnă, harnică, și de norii, harnică, ai venit iar pe la noi, să ne aduci vânturi și ploi, ai venit iar pe la noi. Clămpănind din cioc ușor, cocoța dintr-un picior, clămpănind din cioc ușor. Bine, luați loc. Haide, Giulia. Mai ceva. Am venit? Am venit aici la voi cu mânece și cu ploi. Doamna Strategia, fata anului și sunt bogată, dar și cea mai generoasă vă adube și pe masă, nu-i alta mai pricepută, la gătiți una întrecută, din mâinile fermecate ies bucate minunate,
căci de gumele gustoase, chiar și fructele lemoase, merg cu toate în cămară și durează până la vară. Bravo! 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 Nu! Nu vă sunt bun! Eu sunt fica norilor și ești dum făcutul lor. Uneori mai să mă cred. Stopii mei, mănunci și legi, costând un arunci pe dudele, înșură mii de măcele. Copii, nu vă supărați, că în casă sântați. Pentru mic și pentru mare, foaia e folositoare. Bravo! Mateu? Mateu? Sfânturi, Doamne bune, pot miețe de la munte, de un cu bluze blancul, nori dacă bebeleacul, cu tălpomii bâlbăluci, și arunca țane și nuci. Bravo! Bravo! Ștefan! Da, văd, tate! S-a îmbrăcat în frunze. Hai singurică. Toamnă. Cuplete. Ne ploi. Și a pornit-o. Pe răzoare. Culegând. Floare. Floare cu foaie. A lăsat. Doar tufănele. Crizanteme. Și zorele. S-o întâmpine. Din poartă, pe surata, grizo, înaltă, pe păciune. Alma? Vântul? Vântul, ploaia, figur buma, lălesc foile întuna, puție grădina toată, canta lupta adevărată, eu sunt foale culoasă. Crizantema împărăteasă. Dau poruncă, le editați, fetelor, nu vă pedați. Bravo! Bravo! Andreea nu este. Ana? Hai, Ana, mami, haide că te ajută, mami, haide! Poate mai spui la sfârșit, după ce spun toți copiii, da? Ne duceți dumneavoastră, nu-i să spun încă unde. Luca? Luca, hai, mami, câte. Hai, aici, în față, Luca, hai să vedem strugurile acelea frumos. Hai! Așa? Da. E greu strugurile și de aceea merge. Struguri, toate. Haide, Coști, că ai spus-o la repetiție. Hai, roșii. Ne apropiem. Mai tare. Hai să ne lăsăm scutit. Bravo. Denis? Roșii. Imediat așteaptă. Tare. Lunele sunt galbe imediat. Iar noi și pomul cu figur, la vara de la noi. Bravo! Alex? Alex, haide, vin în față! Alex! Hai la poezie! Vrei să o zici de acolo? Hai, mers să-l iei! Nu, lasă-l, dacă nu... Hai, ridică-te! Haide că te ajută Alex, păsărelele, zi de acolo, dacă nu... Zi de acolo! Haide! Alex, te gândești și o să spui și împreună cu Ana, da? Așa. Teo? Alex, stai cu mine? Vii? Hai! Hai cu mine! Hai să stai!
Nu. Lăsați că nu. E un număr de răzut. Nu ați ușit. De 8. Păi, du-te la toamnă. Haide, toamnă, ridică-te, vino aici în față. Haide, haide, toamnă, hai. Acolo, lângă greieraș. Hai, ai uitat. Uită-te la ea și spune. Tare! Doamne, nu știam cum să mai mic. Înainte de pățurile de șoară, o grăunță scurântă, ca să nu te împrumut la vețina mai frumoasă. Să cântăm ploaia în picioare. În picioare toți copiii. Hai ca să ne mișcăm puțin, haideți. Haide, Denis. Hai în picioare. Pic, 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 doi și pic, 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 pic. Ploaia rece bate-n geam. Pic, 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 pic. Nu mai e frunză pe ram. Aoleu, ce-am înghețat. Pic, 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 pic. Nu ne arde de jucat. Pic, 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 pic. Pic, 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 pic. Ploaia rece bate-n geam. Pic, 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 pic. Nu mai e frunză pe ram. Vino-n casă azi orel. Pic, 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 pic. Că și tu ești mititel. Pic, 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 pic. Frunzele duium si stau vesele în drum, că zgătite în culori, aduse în cares cu flori. De cocoriți au plecat și n-au dus să stea la sfat. Ne vom fi supărate, zgribuite și ploate. Și s-o la aduna la poată, se umple o grada toată. Mătura mea de la dreptate, că noi i-am lumina pe toate. Foarte bine! Bravo! Domnul aici, Erica. Haide! Vino puțin în față. Eu? Haide! Așa, și spune. Ce doamnă dai copii? Anotim de bucurii, în zilele păduie, când ce culori te poți vezi. Unele? Roșesc mirate. Pătate, alemii și visătoare și atâtem pe recovoază. Gata, foarte bine! Bravo! Vreau și eu să spun bucurie! Imediat! Te rog! Vreau și eu toți! Mi-e place mere! Toți? Da, mere! Toți acei? Tare! Tare! Au ungit duhul! Mati. Mere. Foarte bine. Bravo. Bravo. Foarte bine. Andreas. Hai. Vino în față și spui cu voce tare, da? Mai în față, mai în față. Așa, ne uităm la părinți? Hai să ne uităm. Așa, hai să spunem. Mă duc frunzele pe vânt, pe frumos, apte pământ. Toamna iarăși a sosit, plic și mare mulțumim. Noi cu toții ne adunăm, de asemenea am lucrat în pământ. Vremea trece cu folos, chiar e de timpul ploios. Bravo, bravo, bine! Hai, mai în față. Mai în față, vine mai în față. Și tare. A venit. Toamna bogată. Tare. Uite, noi căcat. Azi am adunat cum să se afun acum pe lume. Eu și vă am lăsat de ca să aveți și mă covești.
sau îmi pun deja gâleata unde să mai pun și șapa. Bravo! Foarte bine! Bravo. Foarte bine, Victor! Haide, Victoraș! Îndulcește merele. Ce ești trist, măi, Greia? Și Andrei. Da. Andrei. Voce tare. Doamna. Pică. Paia. Pe. Burane. Pic, pic. Pipi. Car. Tasane. Dolofane. Zonde. Poc, poc. Poc. Cârie în pom, ocioară, câr, câr, vai, ce frig, este afară, băr, 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 foarte bine. Ana, vrei să spui poezioara? Haide, încercăm. Vrei să vină mami cu tine? Vrei să vină mami să spuneți împreună? Hai, da. Haide mami, ia, mami, mami. Bravo, așa. Da. Spune, da? Da. Eu te dau, te ajut. Hai, eu sunt Fișa. Hai, eu sunt Dita, Privit, Iegă, Bor, Pane, Să-i aștept Toamnei. Peste dealul Dante Late,
se întoarce toamna, vai, vântezul colorate, urcă frunzele spre rai, rosii, galbeni, alămii, se aleargă în cer curat, într-o zonă de copii, între arborii cei dragi. Singoana lor nebună se nasă toamna sus, la stănii de urmă se întoarce spre apus. Bravo! Bravo! Ne ridicăm în picioare toți copiii, foarte bine, Dominic. Împreună sunt Alexandrie, tare! Plecăciune. Bravo!